Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. De data aceasta voi face din nou o etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro, așa cum v-am obișnuit deja. Această citire este menită să vă arate în ce moment vă aflați în această etapă a vieții voastre, da? Mă refer la acele energii care sunt în viața voastră în aceste momente și care acționează asupra voastră și a relației dintre voi doi, dintre dumneavoastră și partener sau parteneră. Haideți să vedem prima carte care vine în această etalare. Iată că este această carte care vorbește despre, în primul rând, despre persoana voastră, despre faptul că este bântuit sau bântuită de dragostea pe care vă poartă. În acest sens, văd că are parte de tot felul de sentimente sau de emoții sau de gânduri telepatice pe care le are față de dumneavoastră sau cu voi, da? În legătură cu voi. Văd că, în acest sens, mai ales aceia dintre voi care comunicați la depărtare, da, sau care o faceți mai puțin, poate în ultima perioadă, da, poate comunicați mai puțin, dar iată că totuși telepatia funcționează perfect între voi doi. Și astfel, prin această metodă, puteți afla cam tot ceea ce vă doriți, bineînțeles, atât în limitele telepatiei, da, despre persoana voastră. Iată că este o persoană care simte că nu poate scăpa acestei conexiuni, nu poate scăpa din această relație și nu că ar vrea să scape din această relație, dar uneori se simte copleșit, da, sau copleșită de emoțiile pe care le simte față de dumneavoastră. Poate că uneori această persoană simte că nu îi răspundeți cu aceeași monedă. Da, poate că uneori se simte părăsit sau părăsită în această poveste, cam de o singură parte dusă această bătălie, da, acestei relații. Oricum, văd că această persoană este foarte hotărâtă să meargă până în pânzele albe alături de voi, pentru că vă iubește în mod sincer, vă dorește în viața sa și mai mult decât atât își dorește o viață alături de voi. Haideți să vedem următoarea carte. Iată că este aceasta care exprimă frumusețe. Da? Se pare că această persoană a dumneavoastră este intimidată de frumusețea dumneavoastră, de modul în care reușiți să vă pregătiți, de modul în care reușiți să vă aranjați în fiecare zi. Iată că pentru unii dintre voi poate că nu reușește să vă vadă în fiecare zi, dar în momentul în care face acest lucru, în momentul în care ieșiți împreună poate sau vă întâlniți, această persoană nu își poate împiedica un wow, da, în fața dumneavoastră, pentru că este fascinat de frumusețea dumneavoastră și de modul în care apăreți în lume. Se pare că eleganța dumneavoastră și felul dumneavoastră de a fi este unic și nu poate decât să vă favorizeze, da, în fața sa. În acest sens, văd că persoana dumneavoastră simte o atracție sporită în orice moment al vieții sale și se simte împlinit sau împlinită datorită acestei atracții, da? Pentru că pentru el sau pentru ea văd că este foarte important sex appeal-ul acesta, da? Adică atracția reciprocă. Și bănuiesc că și dumneavoastră vă simțiți atras sau atrasă de această persoană. Prin urmare, există destul de multă pasiune în această relație. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta vine pentru aceia dintre voi care au fost puțin certați în ultima perioadă. Iată că persoana ta, dragul meu sau draga mea, vine la tine, mai ales draga mea, da? Această persoană vine la tine cu un buchet de flori, vine să-și ceară iertare și mai ales să-ți ceară
să-i mai oferi o șansă, da? Sau să oferi din nou o șansă relației voastre pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru a face ca totul să funcționeze perfect între voi. Perfect sau aproape perfect. Iată că această persoană la care poate nu îndrăzneați să vă mai gândiți în ultima perioadă, a făcut pași și și-a luat inima în dinți și s-a întors la voi. De ce? Pentru că această persoană consideră că lucrurile sunt neterminate între voi doi, că au rămas lucruri nespuse, că au rămas experiențe netrăite. Prin urmare că totul poate continua foarte bine între voi doi. Văd de asemenea cu această carte că și dumneavoastră, dragele mele, veți fi de acord cu această persoană și că veți fi mai mult decât bucuroase să o primiți înapoi. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, următoarea carte vorbește despre un fel de închisoare a minții. Aici vă văd pe dumneavoastră mai mult, dragele mele sau dragii mei, vă văd mai mult cum vă faceți anumite gânduri sau anumite griji în legătură cu persoana voastră sau în legătură cu relația pe care o aveți, da? Este ca și cum dacă ceva nu funcționează așa cum vreți, cum vă doriți dumneavoastră, da? Sau dacă nu este totul perfect, cum spuneam mai și mai devreme, deja începeți să vă faceți scenarii, începeți să vă gândiți la tot felul de lucruri, vă gândiți că poate persoana dumneavoastră ar putea avea pe altcineva sau dacă a întârziat puțin, vă gândiți că poate această persoană nu este atât de preocupată de voi și așa mai departe. Dar vă faceți tot felul de asemenea probleme. Dar acestea nu sunt decât gânduri care vin pe care le prindeți așa din univers și nu au niciun temei, da? Nu au niciun fundament. Sunt doar gânduri pe care le duceți așa la limită, dincolo de limită. De asemenea, văd că în această perioadă persoana voastră se gândește foarte mult la voi. Și iată, dincolo de faptul că este, cum să zic, este prins sau prinsă foarte mult în mrejele tale, în această relație, își dorește foarte mult să te știe îndrăgostit sau îndrăgostită de el sau de ea. Da? Deci ar dori să știe această persoană că sentimentele tale sunt reciproce pentru el sau pentru ea. Hai să vedem, dragii mei, și următoarele cărți din tarot. Iată că avem aici Moartea și Renașterea, cartea cu numărul 13. Așadar, văd că pentru voi, dragii mei, va fi vorba în perioada care urmează despre a pune capăt unei etape destul de dificile care a fost până acum în viața voastră. Poate că ați avut parte de o perioadă mai întunecată, o perioadă în care nu ați reușit să vedeți lumina de la capătul tunelului, ca să spunem așa. O perioadă în care ați gândit foarte mult și ați făcut mai puțin. O perioadă în care ați avut parte de tatonări în relație, dar și de anumite discuții mai aprinse, da? Iată, ca urmare a acestor lucruri a venit acea reconciliere. Dar iată că acum lucrurile merg din ce în ce mai bine între voi și sunteți pe cale să vă deschideți spre o etapă nouă, spre o renaștere a voastră în primul rând și a relației voastre în al doilea rând. Vă doriți în acest sens să mergeți pe același drum, unul alături de celălalt, să faceți poate un legământ, unul vis-a-vis de celălalt, un legământ pe care să-l respectați începând din aceste momente și care să vă apropie din ce în ce mai mult să sporească
să aprofundeze această relație dintre voi doi. Văd că ceva foarte frumos se va naște între voi doi în perioada care urmează, da? Probabil că și vremea de afară, da? Faptul că soarele iese din ce în ce mai mult, ne înseninează viețile, faptul că natura se renaște și ea încet, încet, toate aceste lucruri parcă vă vor îmbia și pe voi la viață. Veți avea mai multă poftă de a trăi și mai ales de a o face într-un mod cât mai frumos. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată, este Roata Norocului. Această carte îmi indică faptul că următoarele voastre acțiuni pe care le veți face atât în relație cât și în viețile voastre vor fi încununate de succes. Veți avea, soarta va fi de partea voastră, norocul va fi și el prezent acolo. Aproape că nu există lucru pe care vreți să-l faceți și care să nu fie încununat de succes. Da? Se pare că oamenii din jurul vostru vă admiră foarte mult pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ceea ce sunteți, pentru tot ceea ce realizați, atât ca și cuplu, cât și în viețile voastre, individual. Da, și această carte a Roții Norocului văd că vă deschide spre o nouă etapă mult mai plină de sens în viețile voastre. Și următoarea carte, da, exact cum spuneam, este acest As de Spade. Această carte vă orientează spre un nou început în viețile voastre. Iată că, mai ales pentru aceia dintre voi care vă reconciliați acum, vă împăcați după o perioadă de tăcere, după o perioadă de pauză, iată că mai ales pentru aceștia urmează o nouă etapă a vieții voastre în care veți merge unul alături de celălalt și veți fi foarte bucuroși că veți face această alegere, că ați făcut această alegere pentru viața voastră, că ați ales persoana aceasta din viața voastră și că vedeți, iată, în sfârșit partea plină a paharului. Da, pentru că despre asta este vorba pentru majoritatea dintre voi, despre gândirea pozitivă și despre posibilitatea de a vizualiza lucrurile exact așa cum vi le doriți. Pentru că știți că lucrurile acestea sunt foarte importante. Gândirea pozitivă, da, și vizualizarea sunt foarte importante pentru voi. Iată că această carte, de asemenea, din oracol este importantă pentru această etalare. Se referă la flirt. Extindeți energia spre celălalt, da? Sau spre cealaltă. Iată, dragul meu sau draga mea, că ești liber sau liberă în această perioadă să te joci puțin, da? Să flirtezi cu persoana cealaltă, pentru că aceasta se va bucura de gesturile tale de tandrețe, de frumusețe, de joacă. Aceste gesturi vă vor aminti amândurora că puteți fi copii oricând, puteți fi tineri, adolescenți și vă puteți trăi această experiență de dragoste în libertate și armonie. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!